Reprezentanții punctului de lucru al Delgaz Grid Roman informează romașcanii că joi 28 martie, între orele 8:45 și 16, va fi sistată alimentarea cu gaz metan pe următoarele străzi din Roman: Bogdan Dragoș, Dimitrie Cantemir, Panait Moșoiu, Victoriei, Bicaz, Renașterii, Matei Milo, Roman Mușat, Alexandru cel Bun, Traian, Griviței, Vasile Alexandrii, Speranței, Alea Moldovei, Alea Florilor, Alea Luncii și Fundătura Crângului. Reluarea alimentării cu gaze naturale se va efectua treptat, cel mai probabil, începând cu ora 16. Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale, să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 de minute. În cazul în care se simte miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon 0800 800 928, număr gratuit apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă, sau 0265 200 928, număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telecom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie. Delgaz Grid regretă disconfortul creat prin întreruperea distribuției gazelor naturale și mulțumește consumatorilor pentru înțelegerea și sprijinul acordat în finalizarea acestor lucrări. Relații suplimentare se pot obține la sediul companiei Delgaz Grid din Roman, strada Alba Iulia, numărul 12.